Pe bluză și sau... Ai un purice pe bluză? Sau l-ai aruncat sau ce-i zis? L-am aruncat. A, e bine. S-a băgat acolo în liftul ăla și s-a închis. Ia uite! Ia uite! Acolo e puricele. Ăla alb, vezi? Ha. Hai că se deschide ăla alb. Vreau să se vadă. Drăguț. E prima oară când filmez pentru vlog pe afară cu... Nu să-i zici pe ceva? Cu noul look. Da, mami? Nu, mami, lasă aici. Ah! Și deși eu zic am onorată, pare să se vadă destul de bine. Poftim? Atunci lui Mihai Viteaz. Da. Și noi mergem la joacă. Traseul obișnuit. Joacă. Vrea să-și ia ceva de la Pepco, o cărticică de colorat. Da. Și din nou la joacă. Da. De obicei când avem puțin timp liber, cam asta. Uite cățelul, am zis. Te-am găsit și un cățel la pe alt. Și când avem și mai puțin timp, mergem decât la joacă. Da. Dar cam asta e. Și vă luăm cu noi astăzi câteva ore să vedem ce facem. Ce mai facem, unde mai ajungem. Efectiv am înghețat, noroc că mi-am luat un sacou mai grosuț pe dedesubt. Și să sperăm că nu voi răci din nou. Dar bine, m-am asigurat și cu căciulița asta, nu sunt chiar așa dezgolită. Cred că aici e la Mega. Nu e la Mega, mama se numește Mesopotamia. Sigur, e mai mult decât poți să zic, lăsați că vă mor acum. Hai, și cine ne face și nouă? Interesant, nu știam că e statuia lui Eminescu aici, am înțeles că socrul a fost reinaugurat zilele trecute. Da, foarte drăguț. Pentru că astăzi este ziua lui Eminescu, nu știu dacă am menționat mai devreme. Dar da, cred că ar trebui să citesc și eu mai mult despre viața lui. Am biografia acasă, cred că în două exemplare din alea foarte, foarte interesante și poate ar fi cazul să mă apuc de ea cu ocazia asta. Așteptăm porumbei să se întoarcă, că i-a speriat cineva cu topurile și vrem să-i vadă Adela mai de aproape. Da. Am intrat la Carrefour să-mi refac stocul, să vedem dacă au Inca și prețul față de Lidl e aproape dublu, așa că m-am reorientat și am luat ori din asta de la Sanovita. N-am mai luat până acum, sper să fie și tot așa, poate fi consumat în orice moment al zilei, dacă am chef de o extra cafea, în ghilimele, să pot să apelez. Da, adică mai borcan, că să mi-ajungă o perioadă bună. Uite, nu-i nimic! Uite! Este vorba aia când zici plec, mă uit și nu cumpăr nimic, mă rog. Nimic, știam că o să fie câte ceva, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de multe. De fapt, nu sunt multe, dar nu erau așa în plan. Mă rog,
Ideea e că Adela își dorea o carte, asta e clar, însă pe listă nu erau și cariocele jumbo pe care și le-a luat din Pepco, cum la prețuri destul de ok, ca de obicei cum ne-a obișnuit Pepco, iar eu n-am putut să rezist în fața acestui caiet A4 și pentru că eu știți, notez mai mereu, v-am zis și pe story pe Instagram că sunt de fiecare dată obsedată de chestia asta, cum îmi vine în minte o idee, trebuie să o notez oriunde, ori pe telefon, dar îmi place mai mult pe hârtie. Ideea e că dacă nu o notez atunci îmi vin alte idei și tot așa și uit unele dintre ele și atunci trebuie să le notez imediat cum vin, parcă le-am prins și trebuie să notate undeva neapărat. Așadar, mi-am luat încă o agendă, de fapt nu e o agendă, e un notebook din ăsta mai mare. Ia să vedem, mi-am dat 10 lei pe el, la un preț foarte bun, 10 lei. Și are chestie din asta, așa, nu știu dacă îmi place neapărat, dar da, e ok. Așa. Da. Simplu și foarte util. Siguranță o să-mi fie foarte util. Da. Și ce-am mai luat? V-am zis ordul ăsta. Da? Pentru că la Inca nu m-am băgat. Era chiar exagerat de scump față de cum e de obicei sau față de cum o găsesc la Lidl. Deci Carrefour, bine, e și în mall și atunci poate au prețuri mai mari. Dar uite că la ăsta nu. Am intrat pe internet și am văzut că au cam același preț. Orzul acesta prăjit solubil conține gluten. O să văd cum mi se pare. Din câte țin eu minte, uite, e fabricat în Italia. Din câte țin eu minte, nu l-am mai avut. Da, are 200 de grame și poate fi amestecat în apă caldă sau lapte și cu zahăr. Bineînțeles că nu pun zahăr nici în cafea. Da, servit direct în lapte. Nu conține substanțe excitante, care este o băutură care poate fi servită în orice moment al zilei. Să spuneți dacă ați avut așa ceva, cum v-a făcut. Eu o să vă spun părerea mea, bineînțeles. Dar dacă uit, să-mi amintiți. Nu mai luat și sacoșa la toate astea, pentru că m-am ambiționat să le țin în mână, cum fac de fiecare dată. Când uit sacoșa textil acasă și bineînțeles că în stație la autobuz, pentru că mi-a fost destul de fric, cel puțin mie Adelei, nu? Că am scăpat borcanul în stație, l-am pus acolo pe o băncuță și s-a răsturnat, dar noroc că uite, e întreg, are distanță, sticlă, e ok, super, super rezistentă, da. Acum mă duc să-mi pregătesc ceva de mâncare, probabil niște rături de aseară, o să văd ce-a mai rămas pe acolo. Și da, deja am strigat de la. Și vreau să fac și un ordin ăsta solubil, abia aștept să văd cum se prezintă. Și că tot vorbeam de cărți mai devreme, am zis să le și caut. Acestea sunt cărțile biografice, sunt cărți din 1991 la editura Minerva, nu știu dacă le mai are cineva, să-mi spuneți dacă le aveți. Chiar am să mă ocup să citesc, pentru că e foarte, foarte important să știi care sunt valorile țării tale și să știi mai mult despre viața lor, cum au ajuns să scrie asemenea opere și da. Uite, cu ocazia asta, de ziua lui Eminescu, mă apuc să-i citesc biografia, chiar dacă nu i-am citit toate versurile, toate cărțile, însă, cine știe, poate pe viitor o voi face, însă vreau să pornesc cu biografia.